Joi 27 februarie, începând cu ora 18, în sala polivalentă din Călăraș, se va desfășura partida din a 20-a etapă a Ligii Zimbrilor dintre AHC Dunărea Călăraș și CSM Focșani. Vă așteptăm joi la ora 18 în sala polivalentă să ne susțineți împotriva echipei din Focșani. Un meci deosebit de important. Sunt vecinii noștri în clasament. Ne aflăm momentan pe locurile 7-8. Este o luptă foarte strânsă pentru play-off. Trebuie să ne uităm și în jos, unde prima echipă care, primul loc din play-off, locul 9, este ocupat de Timișoara, care are un punct mai puțin decât noi. Dar, bineînțeles, privim și în susul clasamentului, unde am observat că sunt doar 5 puncte până la locul 6 și, dacă nu mă înșel, 6 puncte până la locul 5. Cu două victorii putem ajunge acolo unde vrem noi să fim și sperăm să facem primul pas la meciul de joi cu Focșani. Suntem în formulă completă, nu avem accidentați, nu este nimic grav. Bineînțeles, mai sunt jucători care au mici dureri, dar este normal în viața de sportiv. Joi, cu siguranță, vom fi toți și vom da totul pentru a învinge. Ne aflăm pe locul 7 la egalitate de puncte cu CSM Focșani, dar un gol averaj mai bun decât ei și am și învins în deplasarea ei acasă. Să înțeleg că ne așteptăm la o victorie. Toată lumea se așteaptă la o victorie, însă niciun meci nu seamănă cu celălalt, deși am câștigat acolo, ei au făcut meciuri foarte bune în deplasări. Nu știm exact ce va fi, au evoluții fluctuante, au pierdut cu echipe la care nu se aștepta nimeni să piardă, dar au și învins echipe puternice, așa că trebuie să fim la 100% pentru a putea câștiga. Începem cu ora 18. Știu că vine cu accidentare. Cum ești? Într-adevăr, vin după o accidentare nu foarte gravă, dar sincer, în cariera mea nu m-am întâlnit cu ea până acum, dar am trecut cu bine, încă mai fac recuperare, am jucat la Făgăraș așa, mi-am asumat chestia asta și e important că am ieșit cu bine și sănătos și victorios. Chiar dacă ești în recuperare, ai spus că mai faci recuperare, vei intra în joc și la partida de mâine? 100%, dacă o să fiu la fel de bine, 100% vreau să joc. E un meci al dracului de greu. Ei vin cu niște victorii importante care le-au obținut și 100% vor să moară pe teren aici. Dar nici noi nu o să ne dăm la o parte și o să le facem viața grea să ne luăm punctele care ne le merităm. Mergeți la victorie, să înțeleg. 100%. Da, meciul este foarte important pentru accedere în play-off. Ca și noi și Focșani avem 28 de puncte și cine câștigă se desprinde pentru lupta la play-off. Și dacă ne mobilizăm la fel ca și cu meciul cu Făgăraș, atunci vom obține cele 3 puncte liniștit. Deci veți merge la victorie? Sigur, numai la victorie, acasă merge și la victorie, la fel ca și în deplasare. Dar acasă suntem obligați că vin suporterii și trebuie să câștigăm fiecare meci acasă.